Noi am participat la prezența înaintată în nord-estul Alianței, am asigurat acolo o baterie de apărare antiaeriană pentru grupul de luptă NATO, cel din Polonia. Fiecare naționalitate participă cu o capabilitate pe care poate să o genereze, o are deja. Am participat cu 120 de militari, 6 tunuri antiaeriene tip Oerlikon 35 de mm. Ne-a ajutat să întărim relațiile cu aliații noștri, am lucrat foarte strâns cu aliații americani, cu aliații englezi și cu aliații polonezi, dar am lucrat și cu aliații canadieni, lituanieni, suedezi și mai multe naționalități. Am fost sub comanda americană, nu ne-am mai subordonat brigăzii noastre sau batalionului nostru și am demonstrat că se poate să ajungem cu interoperabilitatea la nivel de subunitate, nu doar la unitate, cum eram obișnuiți până acum. După ce am ajuns acolo, am avut o lună să ne pregătim și să lucrăm împreună, dar după primele 5 zile deja vorbeam aceeași limbă, aveam tot ce ne trebuie și parcă am fi lucrat din totdeauna. Deci totul a mers firesc, a mers natural, am mers pe procedurile NATO și asta ne-a ajutat foarte mult să ne integrăm foarte repede. Noi avem tunurile de 2-35 mm, folosim muniție separată, dar lucrul ăsta se întâmplă și în România, nu o să găsim la infanterie muniția asta. Sistemele de comunicații sunt compatibile, toate sunt conform standardelor NATO, la fel echipamentele de protecție, de transport, totul este conform standardelor NATO și atunci n-am avut niciun fel de problemă în a fi compatibil și chiar ne-am putut schimba între noi și ajuta cu piese și echipamente. Marea diferență a fost că am vorbit numai în engleză și o altă diferență a fost că comanda americană nu era obișnuită cu apărarea antiaeriană, ei neavând în batalion organic apărarea antiaeriană, și atunci a trebuit într-un fel să le explicăm ce facem noi, ce posibilități de luptă avem și cum este cel mai bine să fim angajați în luptă. De obicei, batalioanele de infanterie americane nu mai au în componența lor organică apărarea antiaeriană și nu mai aveau de ani buni, de poate peste 10 ani și nu cunoșteau lucrul acesta, dar am rezolvat foarte repede prin trimiterea în comandamentul batalionului american a persoana ofițerilor români care să facă efectiv procesul de, să participe la procesul de planificare, să facă munca de comandament specifică apărării antiaeriene și am reușit foarte repede să-i facem să înțeleagă cum putem fi angajați foarte bine în luptă și la capacitate maximă. Am colaborat foarte bine și cu aliații americani și cu cei englezi și cu cei polonezi. Chiar am legat prietenii, pot să spun, n-am rămas doar colegi, am rămas chiar și prieteni. Și atunci când aveam liber, un lucru care pe mine m-a bucurat foarte tare era că poate jucam un joc de fotbal sau orice alt sport, dar niciodată nu jucam doar români sau doar englezi sau doar americani. Echipele erau mixte, dacă jucau o echipă cu alta, vedeai câte 3 români, 4 americani și 2 englezi într-o echipă. Nu ne-am separat, chiar ne-am înțeles foarte bine și am lucrat umăr la umăr și am legat prietenii care probabil vor rezista în timp.